Salut tuturor, sunt Andy și bine ați venit la un nou videoclip și astăzi facem un book haul. N-am mai făcut un book haul de o grămadă de timp și în timpul ăsta mi s-au adunat foarte multe cărți. Și am cărți de prin toate locurile, am cărți primite, am cărți cumpărate, pentru că în ultimul timp am început să cumpăr din nou cărți multe și săptămâna asta chiar am cumpărat ceva cărți, sincer, și nu mă așteptam să iau chiar atâtea, doar că sunt foarte excited să vorbesc despre ele și să vi le arăt, doar că înainte de asta vreau să fac un mic anunț. Cărturești săptămâna aceasta organizează festivalul YA. Este un festival unde au de gând să vină mai mulți autori, cum ar fi Jennifer Niven, Jenny Han și mulți alții. Este un event pe Facebook, o să las un link jos în descriere, în care vi se oferă mai multe detalii. Ideea este că este un festival fun, unde vor veni mulți autori interesanți și mulți autori care sigur vă plac și overall pur și simplu va fi fun. M-au invitat și pe mine cei de la Cărturești și mi-am dat seama că n-am zis niciunde de festivalul ăsta, toate că știam de el și am zis că este timpul să vă zic și vouă și dacă vreți să participați. Mai multe detalii le veți găsi jos în descriere. Ok, acum, fără alte introduceri, pur și simplu, haideți să intrăm în cărticele, pentru că sunt destul de multe și le-am chiar în jurul meu. Voi începe cu două cărți pe care le-am primit de la editura Paralela 45 pentru recenzie. N-am apucat încă să le citesc, doar că mi se pare interesante. Prima carte se numește Îngropăm ce nu putem lua. Asta mi-a atras atenția cel mai mult dintre toate. Mi s-a părut foarte interesantă, cu toate că eu nu sunt fan al lucrurilor istorice. Cartea vorbește despre regimul comunist al Chinei și despre două persoane care sunt în aceeași familie, doar că au viziuni politice diferite și pur și simplu acest război nescris între ei doi și între viziunile lor și cum reușit să trăiască unul cu celălalt. N-am citit-o încă, mama a citit-o și a plăcut foarte mult și a făcut-o foarte emotional. Este o carte destul de scurtă și cu siguranță este pe lista cărților următoare pe care am de gând să le citesc. Chiar sunt curios și dacă a citit-o, vă rog să spuneți cum vi s-a părut în comentarii, pentru că chiar vreau să vă aud părerea. Ok, am coborât puțin, pentru că mi-era puțin cam greu să filmez cu aparatul așa sus, am vrut să fie ceva mai diferit, doar că mai bine rămâne la normal. Următorul roman primit de la ei este Taipei, despre care nu am auzit deloc până acum. În el este vorba despre un scriitor american și pur și simplu viața lui cotidiană de zi cu zi, care nu este una chiar atât de normală, având în vedere că el este genul de om care merge la foarte multe party-uri, care se droghează. Pur și simplu, din ce văd eu pe spate, narațiunea pur și simplu vorbește despre gesturile mărunte și repetitive ale unui grup de tineri americani. Nu știu nimic despre carte, nici măcar nu am auzit de ea până acum, doar că, având în vedere descrierea pe spate, pare destul de interesant, doar că am de gând să încep și să văd ce vrea să ne prezinte, pentru că cu toate că descrierea nu oferă nimic atât de wow despre carte, sunt sigur că este mai mult decât pur și simplu acțiune repetitive de zi cu zi ale unui autor care pur și simplu merge la parte și se droghează. Chiar sunt curios să văd ce are de gând să aducă pe tavă. Următoarea carte este una pe care am cumpărat-o recent și aceea este They Both Die at the End de Adam Silvera. Am zis în videoclipul cu lecturi pe vara asta că aș vrea să citesc doar că Shade of Magic și am ajuns la Cărturești și am vrut să-mi cumpăr doar că Shade of Magic, doar că pur și simplu mi-am dat seama că poate nu mi-o doresc chiar atât de tare vara asta pe cât am crezut și atunci am avut de ales între asta și One of Us is Next, continuarea de One of Us is Lying, și cumva am ajuns să-mi cumpăr asta pentru că sunt foarte, foarte curios să văd cum este. Nu știu foarte multe despre ea, știu că este vorba despre doi băieți care se dregostesc unul de celălalt, doar că mai au vreo 2-3 zile de trăit sau ceva de genul și pur și simplu este vorba despre cum își petrec ei acele zile. Se poate să fi spus total greșit, doar că asta mi-amintesc eu că am auzit despre ea. De asemenea, știu că este și un serial care trebuie să facă după ea și asta este un alt motiv pentru care am cumpărat-o. Adam Silvera este cel care a scris History of the Left Me, care este romanul meu preferat din toate timpurile și l-am recomandat la toată lumea și încă îl mai recomand și dacă nu l-ați citit, chiar merge să-l citiți, pentru că este pur și simplu superb și o să vă placă. Este și tradus la noi acum, Doamne ajută, la editura Art și pur și simplu merge să-l citiți pentru că Adam Silvera scrie superb. Sunt foarte, foarte nerăbdător să văd cum este de Both Die at the End și ce vrea să ducă pe tavă. Următoarea carte pe care am de gând să vă prezint este o carte pentru care sunt foarte nerăbdător și aceea este Sight, Daniel Schusterman. Încă nu știu aproape nimic despre ea decât că este cu ceva omoruri cu care este orice carte, doar că acum că o am abia și să citesc este chiar în lecturile mele imediate, gen cred că mai citesc vreo 2-3 cărți și ajung la asta neapărat, pentru că sunt foarte, foarte curios să văd cum e, mai ales că acum am văzut că scrie aici
a true successor to Hunger Games și cu toții știți că Hunger Games este gen trilogia mea preferată împreună cu Dispozitive Infernale și dacă această trilogie se ridică la nivelul acestei trilogii cu care a fost comparată, înseamnă că este foarte bună și nu știu dacă aș mai putea rezista să am încă un Hunger Games în preajma mea, pentru că deja Hunger Games a fost destul pentru mine. Ideea este că abia aștept să citesc site. Am vorbit cu o cunoștință de-a mea și mi-a zis că a citit-o, doar că n-a impresionat-o cum a fost scrisă, doar că sunt foarte curios dacă o să mă impresioneze pe mine. Am luat doar primul volum, pentru că de acum nu o să mai cumpăr trilogii întregi, pentru că am observat că dacă cumpăr o trilogie întreagă și nu-mi place primul volum, pur și simplu restul o să stea degeaba și într-un fel mi-au dat banii degeaba. Așa că mai bine cumpăr primul volum, îl citesc și apoi văd dacă merită să-mi iau celelalte două. Pur și simplu sunt nerăbdător. Abia aștept să văd ce aduce site și ce îmi aduce pe tavă, mai ales că nici nu e foarte lungă și se va citi probabil super repede. Și dacă este atât de intensă și te ține detalii în priză pe cât îmi spune toată lumea, clar o să zbor prin ea. Următoarea carte pe care am de gând să vă prezint este una pentru care sunt foarte nerăbdător și abia aștept să o citesc și aceea este Balada Șerpilor și a Păsărilor Cântătoare de Suzanne Collins, prequelul pentru The Hunger Games despre Snow și despre ediția 10 a Jocurilor Foamei în care Snow trebuie să antreneze un tribut care este din districtul 12 și de care, din câte am înțeles, se îndrăgostește. Și pur și simplu, numai de la premiza asta, sunt foarte, foarte nerăbdător. Cartea are un semn în ea pentru că mama o citește acum și îi place extrem de tare și a zis că o ține foarte mult în priză și pur și simplu nu poate să o lase jos din mână. Și așa mi-au zis toți prietenii mei și abia aștept să ajung la ea. Este altă carte care se află pe lecturile mele imediate. M-am gândit foarte tare să reîncep să citesc The Hunger Games, mai ales pentru că le-a citit mama săptămâna asta pe toate trei și m-a făcut și pe mine curios. Din nou să le recitesc, doar că mă uit la filme cu ea și cred că este destul, pentru că mi se pare că filmele sunt efectiv aproape unul la unul cu romanele și cred că e destul, cu toate că atât de greu rezist tentației de a nu reciti Hunger Games, pentru că vreau să mă reîntorc în lumea și sunt sigur că dacă le-aș reciti acum, pur și simplu le-aș vedea cu alți ochi față de cum le-am văzut atunci când am avut 14 ani, când le-am citit în clasa 8-a, doar că momentan o să mă concentrez pe Balada și pe celelalte cărți pe care vreau să le citesc, doar că Balada o să fie sun lectura mea, pentru că abia aștept să văd ceea se întâmplă. Sunt foarte curios să văd cum îi prezintă pe Snow și cum este posibil să intre în mintea lui. Cred că este scrisă la persoana întâi. Nu, aparent nu este scrisă la persoana întâi. Ar fi fost mai interesant să fie scrisă la persoana întâi pentru că a fi fost și mai bine în mintea lui Snow, dar cred că e ok și așa. Pur și simplu sunt foarte nervător să văd ce are de gând să ne aducă cartea asta și ce are de gând să ne ofere. Nu m-am gândit vreodată care are de gând să iasă la suprafață prequelul Hunger Games după cât am auzit despre el, doar că mă bucur foarte tare că a ieșit la suprafață și sunt foarte curios dacă au de gând să facă film și dacă fac film sper să-l ia aceiași oameni care au luat Hunger Games pentru că sunt sigur că are și un film bestial. Următoarea carte am câștigat-o la un concurs de la Diverta și nu știu despre ce n-am auzit în viața mea de ea, doar că aceea este Magia lui Savory de Tamora Pierce, volumul 1 al seriei Cercul de Magie. N-am auzit deloc de ea, am primit-o pentru că am spus că genul meu preferat este fantasy și pur și simplu nu știu, dacă aș ști cartea asta vreau să spuneți cum vi s-a părut, pentru că nu știu nimic despre ea, știu doar că este vorba despre o fată care are haruri și mai mulți copii care au haruri și cumva ei trebuie să salveze căminul în care se află, ceea ce sună drăguț și interesant și sigur cu foarte, foarte multă iubire între prieteni și asta mi se pare drăguț. Apoi, prin septembrie anul trecut mi-am cumpărat Furtuna Războiului de Victoria Aveyard, carte care am făcut și recenzie acum vreo 2 săptămâni, cred, și care mi-a plăcut foarte mult. Este ultimul volum din Regina Roșie și dacă nu l-ați citit, chiar, chiar vi-l recomand și o să găsiți mai multe în recenzia mea, pe care o găsiți în ultimele videoclipuri postate. O altă carte pe care am cumpărat-o chiar înainte să intrăm în pandemie este Tom Jones de Harry Fielding, despre care am vorbit într-un videoclip din Povești la Doză și am spus că mi-a plăcut foarte mult. Este cartea mea preferată din facultate de până acum și recent am aflat că este și tradusă la noi, doar că este tradusă pe volumele mici care se află în carte, gen nu este așa în formatul ăsta. Așa că dacă vreți să o citiți și vi s-a părut interesantă, este și la noi. Este o carte foarte amuzantă, o carte de secol 18, care mie personal mi s-a părut diferită față de celelalte, sincer. Mi s-a părut diferit ceea ce a adus pe tavă și a adus în fața cititorilor și, sincer, mi-a plăcut foarte mult personajele și povestea și dinamica și mai ales relația dintre cele două personaje principale. Mi-a plăcut foarte mult și cu toate că a fost o carte de secol 18 nu s-a simțit deloc ca acele clasicuri care avem impresia că o să ne plictisească, doar că asta nu să vă plictisească deloc, cred că pot să număr pe degete capitolele care m-au plictisit, doar că majoritatea au fost capitole care m-au ținut în priză
video și am vrut să citesc cât mai mult. Până la urmă am citit tot romanul ăsta în 2 săptămâni, care este și în engleză, pe lângă faptul că este scris mic. Deci vă recomand foarte mult Tom Jones. Cred că am vorbit despre el în Poveștire la doza ale lunii aprilie, s-ar putea și în martie, nu sunt sigur. Ideea e că am vorbit în una din Poveștire la doza și dacă vreți să vedeți, și eu probabil o să las un link în descriere cu acea poveste la doza. Următoarea carte a fost un Random Pie, și aceea este Oameni Normal de Sally Rooney. N-am mai auzit de cartea asta în viața mea, doar că am cumpărat-o pentru că a recomandat-o Taylor și a zis că este una dintre cărțile care a inspirat-o să scrie Lover. Și înainte să o comand, niște prieteni au citit-o și mi-au zis că le-a plăcut foarte, foarte mult cartea. Este o carte de dragoste, ce mai probabil este o poveste normală, nu cred că este vreo poveste cu cine știe ce plot twist-uri sau cu cine știe ce substrat. Mama a citit-o și s-a părut drăguță. Este făcut și un serial după ea, pe care nu l-am văzut încă pentru că n-am citit cartea, dar că planuiesc să citesc vara asta, pentru că este destul de scurtă și sigur este un easy read și o să treci imediat prin ea. Și plus că pe lângă fantasy-uri le plac foarte mult romansurile și dacă ăsta este un romance care a plăcut la ția oameni cu care eu empatizez, sigur o să-mi placă. Următoarea carte este din nou primită și aceea este Nevernight de J. Christoph. Nu știu absolut nimic despre cartea asta. Singurele mele tangențe cu ea au fost faptul că o tipă mi-a arătat prima propoziție, care este foarte, foarte promițătoare și zice așa: "People often shit themselves when they die." Și mi-a arătat propoziția asta spunând că este foarte promițătoare pentru carte și sincer n-am văzut nicio carte începând așa. Doar că sincer motivul pentru care am luat-o este pentru că sunt foarte curios după cum scrie J. Christoph singur. El a scris Illuminae împreună cu Amy Kaufman și toți știți cât de tare îmi place Illuminae și cât de mult m-a marcat pur și simplu trilogia aia, cu toate că am terminat, până să o termin vara aceasta. Mi-am adus Gemina aici. Coperta mi se pare foarte frumoasă și mai ales coptorul mi se pare superb și arată superb acolo sus în bibliotecă. Apoi o să vă prezint mirobolanta Carry On de Rainbow Rowell, pe care eu nu mai citesc. Am citit 379 de pagini din ea și am încercat de tare să o termin, doar că pur și simplu nu pot. Și nu știu dacă e pentru că nu-mi place sau pentru că am avut un hype prea mare și m-a dezamăgit, dar pur și simplu asta e adevărul, m-a dezamăgit Carry On. Mă așteptam la total altceva, doar că... Bine că stai aici în videoclip și pot să vă explic, sincer. Doar că, sincer, înțeleg de ce Cat a ales să scrie despre Baz, pentru că Baz mi se pare un personaj foarte mișto, în timp ce Simon mi se pare pur și simplu cel mai enervant lead character din orice carte pe care am citit-o. Pur și simplu mi se pare că ura lui pe Baz nu este justificată aproape nimic și mi se pare că este pur și simplu acolo. De asemenea, plotul este foarte, foarte interesant. Este vorba despre Simon și Baz care încearcă să afle de ce a murit mama lui Baz și cine a omorât-o, doar că pur și simplu modul în care acțiunea este țesută și dezvoltată m-a făcut să o las, pentru că pur și simplu nu m-a mai atras deloc și de fiecare dată când nu puneam să citesc, citeam foarte puțin și imediat intram pe telefon pentru că nu mă ține aproape deloc în priză și mi se părea că atâtea lucruri băga în carte care deviau într-un fel de la acțiunea principală, încât pur și simplu mă plictisea efectiv. Și de asemenea îmi plac hate to love relationships, doar că hate to love-ul lui Simon și Baz mai mult mă deranja decât îmi plăcea, pentru că Simon era prea enervant și încă e prea enervant și el este unul din motivele pentru care eu nu mai citesc asta și nu știu când am de gând să o termin, sincer. Ceea ce mă face foarte trist, pentru că am fost foarte nerăbdător să o citesc și am crezut că nu o să-mi placă Fangirl și să-mi placă asta, doar că văd că este chiar invers. Nu știu ce s-a întâmplat, sincer. Poate o să o iau la un moment dat, dar momentan vreau să stau departe de ea. Următoarea carte este Harta Zilelor de Ransom Riggs, o altă carte pe care am zis că o să citesc vara asta și chiar sper să ajung la ea, pentru că sunt curios să văd cum este al 4-lea volum. Am văzut și volumul al 5-lea pe engleză. Nu știu când are de gând să se traducă, doar că eu o să-l cumpăr pe română, pentru că am până acum tot pe română. Și îmi place că a continuat pozele și parcă arată și mai fain pozele din volumul ăsta, sincer. Și vreau să văd ce fac ei în America, pentru că acum acțiunea a trecut de la Londra la America și vreau să văd cum arată poate căminul nou în care se duc și ce mai fac personajele, pur și simplu ce se mai întâmplă pentru următoarele 3 volume. Sunt foarte, foarte surprins că Ransom Riggs a continuat trilogia și au tot din trilogie serie, doar că mă și bucur pentru că îmi place foarte mult. Mi se pare că și este una dintre seriile mele preferate, sincer. Și dacă nu v-ați apucat până acum, chiar vă recomand, deci atât de fain îmbină omul ăsta pozele weird și creepy pe care le face cu acțiunea
extraordinar, deci pur și simplu extraordinar și mă bucur că pozele din asta sunt colorate, deci mi se pare și mai fine. Și faptul că acțiunea se petrece în trecut, pur și simplu ajută vibe-ul și mai mult. Este foarte, foarte fine, Miss Peregrine, și dacă nu v-ați apucat de ea, chiar vă rog să vă apucați. Este singura serie la care am citit o carte de două ori în același an, a doua carte am citit-o și la începutul anului și la sfârșitul anului, pentru că pur și simplu mi-a plăcut foarte tare. Este unul dintre cele mai bune volume de pe care le-am citit dintr-o serie. Și acum ajungem la ultimele trei cărți, care sunt toate de la Cassandra Clare. O să începem cu Academia Vânătorilor de Umbre, pe care m-a pus mama să o cumpăr, pentru că a început mama să le citească și momentan este la zi cu ele. Și Simon este personajul ei preferat. În momentul în care au zis că există o carte despre Simon și eu nu o am, pur și simplu m-a pus să o cumpăr pe moment. Nici nu mi-a mai dat timp de gândit. Așa că am cumpărat-o și a citit-o, eu nu am citit-o încă, dar încă nu știu când am de gând să citesc toate cărțile astea de short stories, pentru că până acum mi se păreau că sunt destul de unrelated, doar că acum că mama le-a citit pe aproape toate, în afară de Ghosts of the Shadow Market, mi-a zis că sunt foarte related de fapt și că în ele ascund foarte multe informații care în serie este arătată foarte briefly sau neexplicată, și am ajuns la concluzia că sunt destul de importante și că am trebuit să le citesc. Ideea e că această carte nu m-a atras niciodată, sincer, doar că acum că mi-a spus mama câte chestii sunt în ea legate de Chain of Gold și legate de pur și simplu universul acela din The Infernal Devices, care este universul meu preferat, sunt mai nervător să o citesc, sincer, decât eram înainte. Următoarea carte de Cassandra pe care am să vă arăt este The Red Scrolls of Magic, primul volum din, cred că, trilogia cu Magnus și Alec, pe care trebuia neapărat să mă cumpăr pentru că sunt Magnus și Alec, care sunt feblețile mele, și pe care nu am citit-o încă, ceea ce mă supără foarte tare pentru că este extrem de scurtă. Aș putea să o citesc imediat și poate să o citesc vara asta, încă mă gândesc, pentru că am mai citit de mult două cărți de la Cassie în același an și mi se pare că dacă citesc două cărți de la ea în același an, citesc prea mult și este o doză prea mare de Cassie pentru mine într-un singur an, pentru că de obicei îmi rănește foarte tare sufletul. Doar că s-ar putea să o citesc pe asta anul ăsta pentru că este destul de scurtă. O să vedem, dacă nu, și mai probabil anul viitor, dar pot să o citesc eu la un moment dat, trebuie. Ideea este că acest volum este tradus și la noi și tot încearcă mama să dea de el, doar că nu are cum pentru că nu se găsește nici PDF și de cumpărat nu-l cumpărăm. Ideea e că dacă l-ați citit, vă rog să-mi spuneți cum vi s-a părut și dacă vi s-a părut la fel de bun ca celelalte sau mai diferit, pentru că văd că nu este scris doar de Cassandra, este scris și de Wesley Chu, care I don't know cine e. De asemenea, nu știu nimic despre carte pentru că n-am vrut să-mi stric surpriza, știu că este doar vorba despre o vacanță în care merg ei doi și pur și simplu everything goes bad. Și ultima carte din acest book haul este una pe care sunt foarte, foarte nădător să vi arăt ceea ce ea este. Chain of Gold, pe care deja am început-o, am citit un capitol din ea, probabil până să vedeți voi clipul ăsta o să fi citit mai mult, sper. Doar că ideea este că am fost atât de nerăbdător să apară trilogia asta, pentru că este trilogia care continuă Dispozitivele Infernale, care este trilogia mea preferată și universul meu preferat, de la Cassandra cu personajele mele preferate și cu Tessa, care este pur și simplu feblețea mea, și cu Will și cu Jem și cu toți. Trilogia asta se bazează pe povestea copiilor lor și asta mi se pare foarte, foarte, foarte fine. Și deja am citit primul capitol și mi s-a părut foarte cute și mă bucur atât de tare să-i revăd pe toți și să-i revăd în copiilor într-un fel. Sunt foarte, foarte sigur că are de gând să fie foarte faină cartea asta și deja primul capitol mi-a plăcut foarte mult. De asemenea, uitați-vă la copertă cât de superbă e, cred că este cea mai bună copertă, ca să-mi drept sincer. Și tot mi se pare interesant, pur și simplu tot. Am început să-mi dau seama despre ce este vorba, este vorba de Cordelia Carstairs, care se întoarce la Londra în momentul în care tatăl ei este arestat. Și cam atâta știu momentan, nu vreau știu nimic mai mult. Pur și simplu ce am citit până acum din ea mi-a plăcut foarte mult, acel prim capitol și prologul, și vreau să văd ceea ce se întâmplă în continuare, pentru că sunt foarte, foarte nerăbdător, pentru că mi-a zis și mama că din ce a citit în cartea cu Simon, copiilor sunt foarte fan și foarte amuzanți și asta mi-au zis toți prietenii mei care au citit cartea. Așa că așteptați-vă la o recenzie cât mai curând, pentru că sper să nu mai iau o lună ca Queen of Fire and Darkness, pentru că asta cel puțin la început îmi place foarte mult. Ok, acesta a fost book haul-ul meu de astăzi, n-am de gând să le iau pe toate pentru că sunt înșirate pe jos în fața mea. Sper că v-a plăcut, dacă ați citit ceva de aici vă rog să spuneți în comentarii cum vi s-a părut. Să-mi dați like acest videoclip, share, sau abonați la canalul meu pentru videoclipuri în fiecare săptămână. Eu sunt Andy, detaliile despre festival le aveți jos în descriere. Trebuie să vă înscrieți pentru fiecare atelier din câte am înțeles și fiecare întâlnire pe mail. De asemenea să-mi dați follow pe Instagram pentru că acolo pot să citiți alte update-uri legate de videoclipuri. Să verificați și alte link-uri din descriere. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pa!